Taxa specială de salubritate dă bătăi de cap din nou pășcănenilor. La început de an trebuie actualizate declarațiile de impunere, acolo unde numărul membrilor de familie s-a modificat. De asemenea, cei care nu au depus anul trecut acest document trebuie să o facă în următoarele săptămâni de zile ca să nu plătească mai mult. În această situație se află peste 1200 de familii. De la începutul acestui an, taxa de salubritate este mai mică, astfel cetățenii vor trebui să achite pentru serviciile de colectare și transport a gunoiului menajer câte 9,08 de lei persoană pe lună, față de 10,16 lei cât este acum. Ajustarea este prevăzută în planul tarifar propus de Asociația Județeană ADIS, dar și aprobată de către Consiliul Local Pașcani anul trecut. Privind declarațiile de impunere, acestea vor fi completate și depuse în această perioadă la Serviciul Publice de Finanțe a Municipiului Pașcani, doar dacă sunt modificări în familie, făcându-se astfel o actualizare. Acolo unde numărul de persoane din imobil a rămas același, nu mai trebuie depusă această declarație. Până la finalul anului trecut, în această situație de a nu depune această declarație, mai erau peste 1200 de familii, ele fiind obligate să achite taxa pentru 4 persoane din oficiu, dacă nu vin cu aceste clarificări în această perioadă, la fel procedându-se și în acest an. Pentru că au fost multe cazuri unde a fost impusă taxa pentru 4 persoane din oficiu, primarul a inițiat un proiect de hotărâre ce a fost votat de consilier la sfârșitul anului trecut, mai exact luna noiembrie, ce aduce clarificări privind recuperarea sumelor plătite. Astfel, cei aflați în această situație, care au plătit taxa pentru mai multe persoane decât cele care se află în familie, pot cere restituirea banilor sau compensarea cu alte datorii la bugetul local. Din acest an și persoanele juridice trebuie să completeze astfel de declarații, deoarece plata serviciului de salubritate pe bază de factură a fost înlocuită cu taxa de salubritate. Termenul limită este 31 ianuarie, iar până la sfârșitul lunii martie, finanțele locale vor transmite valorile taxei de salubritate pentru fiecare în parte. Calculul se va face în funcție de numărul de angajați, profilul de activitate și suprafața de teren aferentă, date care trebuie trecute în declarație. În această situație se află peste 1000 de societăți, instituții publice, asociații, partide politice și biserici. O noutate pentru anul în curs privește persoanele juridice și sistemul de taxare, dar și plată, ce va fi schimbat total. Dacă în prezent societățile plătesc serviciul de salubritate pe bază de contract și factură pentru cantitatea de gunoi convenită de comun acord cu prestatorul de servicii, de anul acesta ei vor achita o taxă de salubritate trimestrial, la fel ca persoanele fizice. Ea va fi calculată în funcție de tipul agentului economic și a unor indicatori prevăzuți în anexa regulamentului și aici aduc aminte doar numărul de angajați și suprafețele de teren sau a spațiilor, iar mai multe date găsiți pe ADIS sau pe primăriapașcani.ro. Astfel, calculele vor fi făcute și transmise de Serviciul de Finanțe Publice Locale până pe 31 martie pe baza declarațiilor de impunere, care trebuie depuse de societăți până cel târziu 31 ianuarie anului acesta, respectiv în fiecare an de acum încolo. În cazul nedepunerii lor, impuneri la plată vor fi făcute din oficiu pe baza datelor de la ITM și de la cele de la finanțe. Menționăm că pentru populație în acest an taxa de salubritate a fost diminuată de la 10,16 la 9,08 lei de persoană pe lună. Cei care au achitat pentru mai multe persoane anul trecut pot cere restituirea banilor sau compensarea cu alte datorii către bugetul local. Locuitorii de la case din Pașcani și cele 5 suburbii ale municipiului vor primi spre folosință pubele pentru depozitarea gunoiului menajer. Recipientele de 120 de litri au fost deja date în custodia primăriei și vor fi distribuite gratuit în următoarele săptămâni de zile. Se lucrează deja la liste pe baza evidențelor de la Societatea de Salubritate și de la finanțele locale. În stoc sunt 4555 de pubele, dar numărul lor urmează să fie suplimentat dacă va fi cazul. Având în vedere că în perioada următoare OAT Pașcani urmează să repartizeze către cetățenii municipiului Pașcani un număr de 4555 de pubele pentru
deșeuri reziduale cu capacitatea de 120 de litri. Primăria municipiului Pașcani a lansat două adrese către Serviciul Taxe și Impozite și către societatea SCCLP, Ecosalubritatea Operatorul în Exercițiu, pentru a ne transmite niște date. În ceea ce privește, mă refer la Serviciul Taxe și Impozite, pentru întocmirea listei cu toți utilizatorii de pe raza municipiului Pașcani, mă refer la cei care locuiesc la case, pentru că aceste pubele vor fi numai pentru cei care locuiesc la case. Acestea vor fi repartizate pe bază de proces verbal, sunt cu titlu gratuit și vor fi gestionate de către operatorul care este, va semna contractul în cadrul sistemului de management integrat a deșeurilor pe județul Iași, în spesă societatea Gerexim Universal S.A. În caz că cele 4555 de recipiente nu sunt suficiente pentru asigurarea necesităților utilizatorilor de celor care locuiesc la case, repet, se va face o adresă către operatorul care va funcționa pe raza municipiului Pașcani și acesta diferența ne va asigura în 30 de zile. În prima etapă, noile pubele vor fi date spre folosință pe baza unui proces verbal celor care nu au mai primit astfel de recipiente. Urmează ca și în cartierele din oraș, în zonele de blocuri, să fie schimbate containerele pentru colectare selectivă cu altele noi. Ele urmează să fie aduse de la Iași de Societatea Pășcăneană de Salubritate. Începând cu săptămâna viitoare, vor fi predate și containerele pentru colectarea deșeurilor reciclabile, urmând amplasarea acestora în teren. Până la finalizarea licitațiilor pentru desemnarea operatorului stației de sortare de la Ruginoasa, toată infrastructura va fi pusă în teren și toți utilizatorii vor avea acces la colectarea selectivă a deșeurilor. Menționăm că peste câteva luni de zile, serviciul de colectare și transport va fi preluat de noul operator, care a încheiat contractul cu Asociația Județeană ADIS. Se așteaptă finalizarea licitației pentru operarea stației de sortare de la Ruginoasa, dar până atunci municipalitatea trebuie să amenajeze câteva sute de platforme betonate de depozitare a gunoiului. Pompierii pășcăneni au avut de luptat cu încă un incendiu de proporții în noaptea de marți 8 ianuarie în jurul orei 23. De această dată, focul a izbucnit la un garaj de pe aleea Costache Neculce din apropierea spitalului CF. Flăcările s-au extins cu repeziciune și la al doilea garaj. În cele două locații au ars mai multe bunuri, biciclete și alte lucruri. Echipa de pompieri pașcani a intervenit în localitatea Pașcani pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un garaj. Alt materialul lemnos, aerotermă și deșeuri textile. Incendiul s-a extins și la un garaj din apropiere. Din acesta ardând electrocasnice, biciclete, material lemnos și o pompă de vinificație, precum și cărți și mobilier. Cauza probabilă a incendiului este efectul termic al curentului electric. Statistici negative în ceea ce privește evidența populației pentru anul ce abia s-a încheiat. În 2018 au fost mai multe decese, mai puține nașteri și totodată mai puține căsătorii. Concluziile reies din bilanțul făcut de Serviciul Public de Evidență a Persoanelor Pașcani și are în vedere populația din municipiu, dar și din comunele arondate acestuia. A fost făcut un bilanț al Serviciului de Evidență a Populației din municipiul Pașcani pentru anul trecut în ceea ce privesc numărul de nașteri, căsătorii și decese înregistrate. Vorbim aici despre municipiul Pașcani, dar și toate comunele arondate acestui oraș. Astfel, nașteri au fost mai puține comparativ cu anul 2017. În 2018 au fost 749 și a fost mai puține cu 25. Căsătorii la fel au fost mai puține cu 9, vorbim de 251, comparativ cu 2017, când au fost înregistrate 260. Iar la decese au fost înregistrate mai multe, 2018 764, iar în 2017 712.
În ceea ce privesc divorțurile pe cale administrativă, numărul acestora este nesemnificativ. În 2018, doar două cupluri s-au despărțit pe această cale, iar în urmă cu 2 ani, unul singur. De precizat este faptul că desfacerea căsătoriei se poate face și la notar, la mediator sau în instanța de judecată. Menționăm că, potrivit ultimelor date, populația municipiului Pașcani ar fi de 42.310 persoane. Scăderea temperaturilor din ultima perioadă a dus la creșterea numărului de viroze respiratorii în municipiul Pașcani, dar și în întreg județul Iași. Zeci de oameni ajung la medici de familie și chiar la urgențe din cauza simptomelor. Un lucru îmbucurător este faptul că până în prezent în oraș nu a fost înregistrat niciun caz de gripă. Ce sfaturi vă dau medicii pentru a vă proteja sănătatea? Deci, având în vedere temperaturile scăzute din ultimul timp, sfătuim pacienții, care sunt în principal bolnavi cronici, vârstnici, copii, să evite deplasările inutile, deci decât dar dacă este cazul, deci pentru a evita îmbolnăvirile și venirea în contact cu alți pacienți. În caz că trebuie aceste deplasări efectuate neapărat, încălțămintea și îmbrăcămintea să fie adecvată vremii actuale, temperaturilor, să poată foarte căciuli, mănuși, fulare, încălțăminte antiderapante pentru a evita alunecările și traumatismele care sunt destul de frecvente în ultimul timp. Pentru pacienții care au și afecțiuni cronice, să nu uite să-și ia medicația pentru afecțiunile respective. Specialiștii vă recomandă totodată să evitați automedicația și să mergeți la doctor dacă vă simțiți rău pentru a vă administra tratamentul adecvat. De asemenea, trebuie să știți că virozele respiratorii trebuie tratate diferit față de gripă, iar simptomele diferă. În caz că se îmbolnăvește, să meargă la medicul de familie pentru a fi consultat și a li se da tratamentul adecvat, să evite automedicația. Pacienții care fac febră foarte mare, ridicată, care au dureri musculare, articulare, stare generală alterată, să se prezinte la medic pentru a nu se agrava situația existentă sau bolile preexistente. Menționăm că, potrivit Direcției Sanitare Publice Iași, statul în frig poate cauza hipotermie, degerături, dar și probleme legate de starea psihică, precum somnolență, pierderile de memorie sau dificultățile de vorbire. Specialiștii atrag atenția că, pe vreme friguroasă, se pierde până la 50% din căldura corpului prin extremități. Doi tineri, unul din Târgu Frumos și unul din Deleni, s-au ales cu dosare penale după ce au încălcat legea chiar de la început de an. Primul dintre ei, cel din Târgu Frumos, în vârstă de 21 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore pentru tâlhărie calificată, după ce sâmbătă, 5 ianuarie, a intrat în sediul unei societăți, a amenințat angajații și ar fi furat 600 de lei. La data de 8 ianuarie, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu Frumos au reținut pentru 24 de ore un tânăr de 21 de ani din orașul Târgu Frumos, bănuit de comiterea infracțiunii de tâlhărie calificată. Din cercetările efectuate până în prezent de polițiști, s-a constatat faptul că în seara de 5 ianuarie, acesta ar fi intrat într-o societate comercială din orașul Târgu Frumos, unde ar fi amenințat cu acte de violență angajații și ar fi sustras 600 de lei. La data de 9 ianuarie, acesta urmează să fie prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Pașcani cu propuneri legale. Cel din Deleni, în vârstă de 20 de ani, a fost identificat ieri ca fiind presupusul autor a unei infracțiuni de furt calificat. A intrat în locuința unui sătean de unde a sustras bani și lucruri în valoare de 2.000 de lei. La data de 8 ianuarie, polițiștii din cadrul postului de poliție Deleni au identificat un tânăr de 20 de ani din comuna Deleni, bănuit de comiterea infracțiunii de furt calificat. Din cercetările efectuate până în prezent de polițiști, s-a constatat faptul că în noaptea de 7 spre 8 ianuarie, acesta ar fi pătruns într-un imobil din aceeași localitate, aparținând unui bărbat de 52 de ani din comuna Deleni, de unde ar fi sustras bani și bunuri, cauzând un prejudiciu de aproximativ 2.000 de lei. Prejudiciul a fost recuperat, fiind restituit persoanei vătămate, iar cercetările continuă. În cele două cazuri, cercetările continuă pentru stabilirea întregii situații de fapt.
prima ședință ordinară din acest an a legislativului județean Iași va avea loc în comuna Ruginoasa, cel mai probabil la Palatul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Primarul comunei și jurnaliștii au fost anunțați deja, iar pregătirile au început. Deocamdată nu a fost stabilită ordinea de zi, dar va fi o ședință solemnă consacrată zilei de 24 ianuarie, ziua unirii țării românești cu Moldova. În această lună, pe data de 23 ianuarie, ședința ordinară a Consiliului Județean va avea loc la Ruginoasa pentru a marca cei 160 de ani care s-au scurs de la unirea principatelor române. Este modul în care Consiliul Județean încearcă să aducă aminte și să marcheze momentul, pe lângă alte activități pe care le vom organiza. Încercăm să ne aducem aminte de ceea ce s-a întâmplat la 24 ianuarie. Palatul domnitorului Alexandru Ioan Cuza de la Ruginoasa este un palat construit în stil neogotic în anul 1804, care a aparținut inițial familiei Sturza. Actualmente este muzeu memorial dedicat Domnului Unirii. Ansamblul palatului lui Alexandru Ioan Cuza de la Ruginoasa a fost inclus pe lista monumentelor istorice din județul Iași din anul 2015. Aflată în pragul insolvenței, fără lichidități, cu toate conturile blocate și datorii de peste 38 de milioane de lei la bugetele de stat, Regia Pășcăneană de Termoficare a înregistrat două succese mari la sfârșitul anului trecut în procesele cu fiscul. Deși hotărârile nu sunt definitive, dacă ar putea fi aplicabile, reagecele ar scăpa de o parte din datorii și ar avea bani suficienți pentru achitarea furnizorilor chiar în avans. În ultima ședință anului trecut, directorul regiei, Gelu Nedelcu, a informat consilierii locali că RHCL a câștigat două procese. Primul dintre ele are ca obiect suma de 2,4 milioane de lei obținută de RHCL de la fostul operator local de apă și canalizare, tot în urma unui proces. Banii au fost reținuți de Direcția Generală de Finanțe Publice, dar în loc să acopere o parte din datoriile regiei, au fost folosiți pentru stingerea unor accesorii și penalități. Apoi, conturile au fost din nou blocate, măsura de executare silită dispusă de fisc a fost atacată, iar magistrații de la judecătoria Iași au admis contestația. Când hotărârea va rămâne definitivă, banii vor rămâne tot în conturile statului, dar pentru a acoperi o parte din datoriile curente ale regiei, nu pentru accesorii. O informare privitoare la cele două procese. Ieri a fost dată soluția, cele două procese pe care le avem cu Direcția Generală. Ieri a fost dată soluția într-unul dintre procese. Instanța ne-a dat câștig de cauză pentru... RHCL a avut câștig de cauză și în procesul pentru recuperarea sumei de 3,6 milioane de lei, subvenție acordată de statul român în baza ordonanței guvernului numărul 61 din 2012. Banii au ajuns în conturile regiei, dar în loc să fie folosiți pentru plata furnizorilor, au fost luați de fisc. Acum trebuie să-i dea înapoi și să achite aproape 6.000 de lei cheltuieli de judecată. În acest caz, dacă hotărârea va rămâne definitivă, regia va primi banii înapoi și îi va putea cheltui doar pentru achitarea facturilor la gaz. Dar în primă instanță avem 3.600.000, da? E vorba de suma despre care vorbea domnul primar din 2012, care a fost efectiv luată de ANAP. Noi ne-am îndreptat împotriva lor, pentru că am știut că avem greșeală. Deci au dus pe penalități în loc să ducă pe direct. Exact. Și soluția, mă rog, nu o să citiți pe mail, iar al doilea proces pe care îl avem cu ANAP și ăla este câștigat în primă instanță cu expertiză, urmează căile de atac. Precizarea că sunt deja 3, aproape 4 ani de zile și abia am trecut din prima fază. Au trecut sărbătorile de iarnă, dar vă puteți bucura încă de plăcerile sezonului rece. Dacă vreți să faceți mișcare, să dați jos kilogramele în plus și să vă bucurați de câteva ore în aer liber, trebuie să știți că patinoarul din municipiul Pașcani rămâne deschis până pe 20 februarie. Patinoarul rămâne deschis până pe 20 februarie vom sta. Programul este de dimineață de la 10 până seara la 22. Copiii au acces gratuit, liber intrarea pe patinoar de la 10 dimineața până la ora 1. Intrarea este liberă.
În toată această perioadă aveți și gratuități. De luni până joi, în intervalul orar 10-13, intrarea este liberă pe gheață. Astăzi, 10 de copii care se bucură încă de vacanța de iarnă practicau acest sport. Dacă aveți cumpărate patine, intrarea costă 10 lei, însă dacă le închiriați, va trebui să scoateți din buzunar încă tot atât. Ce tarife sunt? 10 lei în intrarea, 10 lei în închirierea patinilor. Dacă nu au patine, poate să intre cu patinilor și plătesc numai 10 lei intrarea. Ați avut clienți în perioada asta? Au fost puțin așa, ca în fiecare an. Așteptăm să vină în continuare. E o metodă bună de slăbit după sărbători, sigur că nu? Da, sigur că da. Menționăm că patinoarul este amenajat pe strada Ștefan cel Mare din oraș, alături de sediul parchetului de pe lângă judecătoria Pașcani. Joi vremea se va menține în general închisă. Se vor semnala precipitații predominant sub formă de ninsoare în sud, centru și est, unde local se vor cumula peste 10-15 litri pe metru pătrat, dar în restul țării acestea vor fi slabe și pe arii restrânse. Vântul va avea temporar intensificări în regiunile estice și la munte, cu viteze mai mari pe crestele montane în Moldova și pe litoral, iar în celelalte zone va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între minus 3 și 5 grade, iar cele minime se vor situa între minus 8 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 1 grad pe litoral. Joi în județul Iași sunt anunțate ninsori. Meteorologii estimează temperaturi cuprinse între minus 2 și minus 5 grade. Va continua să ningă și vineri, când valorile în termometre vor scădea până la minus 16 grade.